Salut! Sunt Marius de pe dlui.ro și în acest video îți voi prezenta un nou truc cu monede. De fapt, vom folosi o singură monedă, căruia îi voi ghici de fiecare dată partea care este pe mână. Vom lua moneda, o învârtim și o vom pune pe cealaltă mână și îți pot spune că este cu partea de 50 de bani în sus. Ia uite! De unde am știut acest lucru? Bineînțeles, îți voi explica chiar acum, deoarece acesta este rolul filmulețelor pe care le creăm, să vă explicăm cum se fac trucurile, nici de cum să vă demonstrez cât de bun magician sau cât de bine execut eu trucurile. Pentru că de cele mai multe ori nu ies perfect. Bun, haideți să vă explic. Pentru a realiza acest truc, tot ce aveți de făcut este să luați moneda de 50 de bani și să o învârtiți. În momentul în care o aveți în mână și o duceți spre cea de-a doua mână, cu degetul mare, încercați să palpați moneda. Veți observa că partea de 50 de bani este puțin mai zdrențuroasă decât partea cu stema, care este mai fină. Bineînțeles, acest lucru necesită puțin exercițiu sau să aveți o mână destul de fină încât să simțiți diferența între partea din față și partea din spate a monedei. Sau să aveți o altă monedă care să fie foarte ștearsă pe parte și pe partea opusă să fie puțin mai ieșită în relief, să aibă, de exemplu, cum este aici. Puteți observa, dacă atingeți moneda de 50 de bani pe spate, unde este stema, este foarte fină, iar unde este ieșită în relief, partea de 50 de bani este puțin mai prețioasă. Astfel veți reuși de fiecare dată să nimeriți dacă este cu partea de 50 de bani în sus sau în jos. De exemplu, acum este cu stema în sus. Destul de simplu pentru cei care au mâna fină. Accesează dlui.ro. Să descoperim lumea împreună.